A venit sezonul cald și a început sezonul împerecherii viperelor, așa că trebuie neapărat evitat contactul cu ele. Specie veninoasă de șerpi, viperele atacă doar dacă se simt amenințate. Specialiștii recomandă turiștilor aflați în drumeții în natură, în zonele unde trăiesc vipere, să evite suprafețele cu pietriș, stâncoase sau însorite, să cerceteze cu atenție locul unde se așează și să nu introducă mâinile între crăpăturile stâncilor. Vipera cu corni este răspândită în mai multe zone din sudul și sud-estul Europei, inclusiv în câteva zone din România, în zona de sud-vest și în cea de sud-est. Salvamontiștii atrag în mod special atenția să nu le omorâm, pentru că sunt utile natură, mâncând dăunători și servind drept hrană aricilor și uliilor. Iată câteva semne și simptome specifice ale mușcăturii de viperă. Urme ale mușcăturii, edem local, flictene hemoragice. Febră, transpirații, greață, vărsături, dureri abdominale, diaree, lipotemie, dificultăți de respirație, durere toracică, convulsii, comă, alte manifestări neurologice, hemoragii, urticarie sau șoc anafilactic. Măsurile de prim ajutor. Liniștirea pacientului, evitarea mobilizării inutile a acestuia. Acesta va fi așezat întins pe spate sau în poziție laterală de siguranță dacă este inconștient, într-un loc sigur la adăpost de un eventual atac al altor șerpi. Apelarea numărului unic de urgență 112 sau a dispeceratului național Salvamont 0372 126 668. Se va curăța plaga cu apă oxigenată sau cu apă curată. Se scot eventualele inele, brățări sau altele asemenea de la nivelul membrului mușcat, deoarece în caz de apariția edemului, înlăturarea lor va fi foarte dificilă, iar acestea vor acționa ca un garou. Proximal de plaga mușcată se aplică un pansament cu o fașă elastică pentru a încetini diseminarea veninului pe cale limfatică. Nu se practică incizii sau cauterizări la nivelul mușcăturii. Nu se stoarce plaga, nu se recomandă aplicarea de gheață sau garou. Nu se aplică diverse substanțe sau curent electric la nivelul plăgii. Nu se încearcă captarea șarpelui. Nu se recomandă utilizarea dispozitivelor de aspirație a veninului. Nu se aspiră veninul cu gura. Membrul mușcat se imobilizează într-o atelă pentru a împiedica contradicțiile musculare care favorizează circulația limfatică. Membrul respectiv va fi menținut în poziție neutră sau mai jos decât nivelul cordului și nu mai sus decât acesta. Șocul anafilactic se tratează de urgență prin administrarea de adrenalină, existând în farmacii sisteme de autoinjectare cu adrenalină intramuscular, acestea putând fi incluse în baremul trusei de prim ajutor. Pe lângă administrarea de adrenalină, este utilă și administrarea de antihistaminice. În caz de instalarea stopului cardiorespirator, se aplică manevre de resuscitare cardiopulmonară. Pacientul va fi transportat la spital pe targă, evitându-se mobilizarea acestuia. Serul antiviperin se va administra doar la spital dacă gradul de toxicitate este moderat spre sever. Relatează spotmedia.ro.